Bun, în acest video să proiectăm profilul longitudinal și la fel putem să-l proiectăm după un profil longitudinal proiectat deja sau să-l proiectăm după linia roșie existentă. De obicei, ca să-l proiectez după un proiect, eu, ca să-mi fie mai ușor, din proiectul existent iau linia asta, da? Linia roșie proiectată, o import în program și iarăși, la fel, merg pe Vertex, da? Pur și simplu o copii pe această linie. În cazul acestui proiect, îmi este mai greu din motivul că acest lung a fost împărțit pe planșe. Și fiecare planșă este pusă pe un DVG separat. Și eu ar trebui să am o linie roșie continuă ca să o pot încărca în program. În cazul ăsta eu trebuie să iau fiecare fișier, să-l aliniez la fiecare... să aliniez fiecare planșă. Mai mult de atât, există planșe de astea care așa au fost împărțite cu decalarea liniei roșii. Da? De exemplu, când linia roșie urcă foarte mult, în sus, ea a fost tronsonată, de exemplu, o parte așa, bine, pe urmă iarăși vine în jos, dar a fost schimbată cota de referință, punctul de referință. Și în cazul ăsta mi este mult mai greu, adică durează foarte mult să repac, să am o linie continuă ca să o pot încărca în aplicație. Și în acest caz eu fac în felul următor, iau Vertex și, da, aici am distanța, adică poziția kilometrică și cota. Poziția kilometrică, cota și raza, da? Și în felul ăsta eu de aici iau copii poziția kilometrică, merg în program și îl adaug aici la KM1 și Z1, da? Adică poziția kilometrică 1 și cota 1, poziția kilometrică 2 și cota 2. Aici o să bifez keyboard, dacă se pot introduce. Deci asta ar fi primul punct. Nu știu undeva, aha, este. E aici și trebuie să mai adăugăm și poziția kilometrică, pardon, cota. Ok, lipire, enter, da? Deci asta este primul punct. Mergem mai departe. În cazul ăsta pe noi ne ajută foarte mult dacă avem două monitoare. E mai ușor de lucrat, copii. Inserăm al doilea punct. Aici, la fel, trebuie să fim atenți ca coordonatele respective să fie vârful punctului, nu cota în sine a liniei roșii. Contează foarte mult. Selectăm și cota. Și imediat introducem și raza. 7000. Ok. Dăm click pe calculă și adaugă următorul element și atenție aici la următorul element, deja noi primul punct al elementului îl avem, da? El pleacă de aici, din vârf, da? Dăm click vertex anterior, a preluat coordonatele și noi pur și simplu mergem la celălalt element. La fel ăsta îl explodăm și copiem poziția kilometrică, o introducem aici jos. Și cota. Lipire. Ok. Dăm click pe calcul. Și de asemenea putem să adăugăm și raza de 5000, care va merge în continuare încolo. 5, 1, 2, 3. Și după cum vedem, el ne crea deja prima rază, prima curbă și următorul element. Deci cam așa eu refac proiectatul după un proiect deja existent, după un studiu de fizibilitate sau după alt proiect. Bun. Deci cam așa se merge până în capăt, da? Până ajungem la final. Durează ceva până terminăm. E mai greu. Era mai simplu dacă eu
selectam această linie, dacă o avem cap-coadă și mergeam la fel, mergeam mult mai repede, dar dacă nu merge, atunci le adăugăm manual. Sau dacă avem un raport, la fel, este simplu de încărcat, că de exemplu noi dacă salvăm acest fișier, dacă îl deschidem, vedem aici următoarele, de fapt nu ăsta, salvăm fișierul RAS 001, ok, și dacă îl deschidem pe ăsta, în Notepad, o să vedem aici în felul următor, avem poziție kilometrică 1 Z1, poziție 2 Z2, a nu, poziție 1, cotă 1, PK2 Z2, da, și raza. Deci dacă noi avem acest raport, pur și simplu venim și îl încărcăm aici sub formatul ăsta. Da? Deci avem prima coloană 0, două coloană 0, pe urmă avem PK1, Z1, PK2, Z2. Și dacă observăm PK1, al doilea element, da? Este egal cu primul element, adică e același punct, practic, da? Că se primește punctul de vârf. Și respectiv, coloana asta se repetă, da? PK2 și Z2 se repetă cu următorul element din PK1, Z1. Și aici se adaugă raza. Și noi dacă avem acest raport, îl încărcăm aici, salvăm fișierul și pe urmă îl încărcăm aici din program. Bun. Cam asta ce ține de proiectarea axului după un proiect. O să descarc acest element și acum noi o să proiectăm, o să încercăm să proiectăm după linia roșie existentă. La fel, aici putem să ne legăm de existent sau putem să proiectăm după cutemine. Depinde ce soluție avem în proiect. În cazul în care noi ne legăm de teren, o să mergem aici și selectăm profil, da? O să schimb aici înapoi în mouse, dacă se pot selecta punctul cu mouse-ul și îi dăm o snap de profil, da? Să se lege de profil. La fel, punem al doilea element undeva pe aici, dăm calcul și pe același principiu ca și în planul de situație, adăugăm un element la sfârșit ca să ne arate direcția elementului, da? Unde duce în sus, în jos, ca să ne putem orienta mai ușor. Așa, și vedem aici că trebuie să mai adăugăm un element. Iar își dăm click pe inserează, punem al doilea element, punctul 1 și punctul 2, dăm click pe calculă, calculează, aici adăugăm o rază. Raza la fel, avem mai multe metode, putem să adăugăm manual o rază de 2500, de exemplu. Ok, și vedem că este foarte mică, trebuie să o micșorăm, să o mărim, să încercăm, sau putem să folosim, ultimul timp ce am început să folosesc aceste instrumente, putem să adăugăm după o lungime, să zicem că să aibă minim 120 de metri lungimea razei. Ok, și după asta deja putem să trecem înapoi la rază și să rotungim această rază. Sau BS nu o folosesc, KM și Z, adică poziție kilometrică și Z. Asta la fel tot o folosesc pentru că, de exemplu, uitați, o vedeți aici, asta este linia teren. Da? Și vreau să merg prin ea. Dau click aici la un punct, dau click calculează și el trece cu raza prin acel punct. Alte metode ar mai fi